Comisarul șef Ionuț Sârbu revine la cârma Inspectoratului Județean de Poliție Olt. Acesta a fost numit la finele săptămânii trecute adjunctul inspectorului șef Cristian Voiculescu, cel care i-a luat locul la finele lunii martie. Sârbu a ocupat postul de șef al Poliției Oltene timp de un an de zile, iar ca adjunct este împuternicit pe perioadă de 6 luni. La Slatina se dă azi startul ediției 21 a Festivalului Național pentru Copii Călușul Românesc. Circa 2500 de călușari, căluți, călușeri și căiuți din toată țara vor lua cu asalt municipiul, mâine, încă de la primele ore ale dimineții, efectuând vizite și demonstrații la Inspectoratul Școlar, Primăria Slatina și Consiliul Județean, urmate de Parada Portului Popular. La ora 19, pe Splanadă, se va deschide oficial festivalul cu tabloul coregrafic Călușul Unește România, urmat de spectacolul concurs pe scena construită în aer liber. Mădălin Adi Teodosescu, în calitate de primar și locuitor al orașului Balș, insistă către guvernanți, readucând în atenție problema traficului din urbea pe care o păstorește. Edilul a lansat un nou apel pe pagina de socializare a primăriei, reamintind că au trecut și rusaliile, dar traficul de la Balș a rămas la fel, un haos. Agenția Națională de Integritate a găsit incompatibil un alt ales local oltean. Însă prea târziu, acesta nemai fiind consilier local, iar perioada de 3 ani în care nu mai poate ocupa funcția neafectându-l. Este vorba de Petre Constantinescu, fost consilier local al comunei Icoana. ANI a stabilit că în perioada 7 noiembrie 2016-26 iunie 2017, acesta a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local. O firmă austriacă oferă prin intermediul rețelei EURES 7 locuri de muncitor calificat în domeniul forestier. Activitatea este sezonieră la tăiat de copaci și încărcare în mașini, fiind solicitate carnet de conducere categoria B și cunoștințe de limba germană. Salariul este de 1541 euro brut pe lună, fiind asigurată cazare gratuită. 30 iunie este termenul de expirare a ofertei, cei interesați putând obține informații la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt.